De anul ăsta un TIF mult mai diferit față de edițiile anterioare. Pentru noi a fost un pic mai complicat, pentru că e o ediție mai dificilă din punct de vedere organizațional și financiar. Bugetul festivalului a scăzut anul ăsta, suntem undeva pe la 1.400.000. Suntem cu aproximativ 300.000 față de euro, mai puțin față de anul trecut. Au fost multe reduceri, să spunem, la care undeva ne așteptam în ceea ce privește alocările din diferite bugete publice și de stat. Practic au fost bani mai puțin primiți dinspre Ministerul Culturii și Guvern, de la CNC. În mod firesc am fost amendați pentru probabil reușita festivalului, din ce alte evenimente care, după cum presa a relatat, unele care nici nu se întâmplau sau nu au avut loc în București, au primit finanțare de la ICR. Deci undeva toate aceste reduceri noi am încercat să le compensăm cu participări din mediul privat. Avem pentru primul an alături de noi parteneri cu care n-am mai lucrat până acum. Deci am încercat, există sponsor noi anul ăsta la TIF, dar nu au putut să compenseze tăierile, să spunem, de buget din fonduri publice. Asta n-a însemnat că veți vedea sau nu înseamnă că veți vedea un festival mai puțin amplu sau mai prost. Singurul lucru care s-a întâmplat, am încercat să operăm o reducere și noi sau reduceri în diferite capitole. Spre exemplu, am verificat cu Mihai, anul ăsta veți vedea 155 de filme de lung metraj în programul festivalului și 35 de filme de scurt metraj. Anul trecut, spre comparație, am avut 193 de filme lungi și 48 de filme scurte. În 2011, 184 de filme lungi și 36 de filme scurte. Deci, cred că undeva lucrul ăsta s-ar putea să ajute pe cei care se plângeau anii trecuți că era prea mult și avea o ofertă mult prea variată și la un moment dat lumea era confuză în ceea ce privește alegerile, unde mă duc și filmul ăsta l-am pierdut. Credem că printr-o formulă de genul ăsta mai compactă, festivalul va avea de câștigat. N-am vrut să renunțăm în pofida acestor dificultăți de buget la proiectele și programele începute anii trecuți, adică vom continua și cu proiectele educaționale, cu Educativ, cu Let's Go Digital. Vom continua cu Transilvania Talent Lab și 10 pentru film. Am încercat deci să nu renunțăm la lucruri pe care deja le-am pornit și am efectuat diferite reduceri de cheltuieli din alte capitole. Deci cam asta e așa un fel de șapou general al ediției de anul ăsta. Mihai o să vă povestească mai multe despre filme, despre carnea festivalului și o să povestim după aia și despre evenimente conexe.